Bine ați venit la etalarea pentru ascendent lună-soare în leu și haideți să vedem care sunt de fapt energiile prezente pentru voi. Ce avem aici pentru leu? Ce avem aici? Avem regina de monede, câștiguri financiare. Și bineînțeles aveți grijă de toată lumea, doi de monede. Posibil să aveți câștiguri din proprietăți, pentru că aveți pământ aici. Puterea este energia voastră. Dați la o parte ceva care pur și simplu ați avut impresia că nu mai merge, că a fost ceva toxic sau ceva la care nu mai rezistați. Dar eu o văd ca pe o perioadă în care ați stagnat și abia acum începe să se miște. 5 de cupe, 7 de monede, turnul. A, ce spuneam un pic mai înainte. Deci voi veți câștiga, poate profituri, veți avea profituri bune din parteneriate legate de pământ, terenuri, proprietăți, genul acesta. Pentru că turnul are de-a face cu Marte și Marte este pământ. Proprietate, teren, moartea, 7 de cupe, 7 de bâte. Wow! Cred că veți afla un secret aici. Aș spune că 7-le acesta de cupe e un fel de a nu cheltui în ceva sau a nu da energia în ceva inutil, visător, sau poate cei din jurul vostru vă cer bani pentru așa ceva. Veți ieși din această situație pentru că vă apărați pur și simplu drepturile și vă apărați de fapt finanțele. De ce? Aveți 7 de monede, 7 de bute. Deci, proiectul vostru se va finaliza și se va finaliza la timp, se vor rezolva, iar aici, posibil, pentru unii dintre voi, șaptele acesta și pământ, poate sunt litigii cu rudele voastre. Ce avem aici? Regina de bâte, voi. Bineînțeles că veți lupta pentru drepturile voastre. Și Marea Preoteasă. Foarte bine. Și 8 de monede. Deci pentru unii dintre voi să știți că într-adevăr posibil să fie litigii. Iar pentru unii dintre voi pot fi niște investiții pe care le-ați avut în trecut și abia acum încep să iasă profiturile. De ce? Pentru că, ia uitați-vă aici ce aveți. 8 de monede, eremitul și 6 de cupe, parcă știam, și 9 de cupe. Vise pe care voi vi le-ați făcut dinainte, aveți soarele și regele de monede și vă reîntâlniți, regele cu regina. Deci, acum se reîntâlnește, de fapt, energia respectivă. Dacă într-adevăr sunteți asociat cu cineva, să știți că veți scoate acei bani pe care voi i-ați așteptat de ani buni de zile. Și pentru unii dintre voi, posibil chiar să mergeți la un eveniment frumos, pentru că aveți soarele și 9 de cupe și asta înseamnă visele voastre din copilărie, cei care sunt cu voi în viața voastră sau poate membrii familiei, genul acesta de energie pe care o aveți aici. Dar soarele și 9 de cupe cu siguranță vă aduce o petrecere frumoasă și vise împlinite. Aici sunt câștiguri financiare, tranzacții de tot felul. Iarăși aveți pământ. Și ieșiți, bineînțeles, dintr-o situație dificilă.
Haideți să vedem ce vrea să ne spună acest 8 de cupe. Vedeți? Ieșiți din stagnare și aveți împărăteasa. Finanțe. Veți ști să comercializați aici. Moartea. Hierofantul. Secretul reușitei va trebui să fie numai pentru voi. Și să ascundeți orice tip de reușită. Veți înțelege. 9 de bute. Foarte multe piedici v-au fost puse, poate în a lua niște acte de la stat, a aduna toate hârtiile respective. De ce spun la stat? Pentru că asta este hierofantul. Taxă, guvern. Cavalerul de bute, foarte multe drumuri, dar veți reuși, de ce? Pentru că regina de spade poate fi energia voastră în momentul în care vă puneți claritatea și intuiția și nu mai sunteți persoana care pur și simplu să se lingușească pentru ceva. Nu. Voi aici nu faceți bazar, ci pur și simplu vă cereți drepturile și tăiați. Trei de cupe. Încă o dată, ne iese o petrecere. Șapte de spade. Cinci de bute. Cavalerul de spade. Opt de spade. Parcă vă era teamă de așa ceva și de o astfel de energie și șase de monede. Este ca și cum ai pierde ceva, poate un litigiu, iarăși. Pentru că aveți de-a face cu bani. Și este o luptă pentru așa ceva. Dar încă o dată aveți mare grijă cu șaptele acela de spade. În ce cheltuiți, pe ce cheltuiți, ce obiceiuri aveți care știți că nu sunt bune, știți. Și atunci când am de-a face cu șasele acesta de monede și șase de cupe, nu vă amestecați în neajunsurile familiei, nu vă amestecați prea mult în problemele familiei, nu își are rostul pentru că veți ieși de acolo batjocorit sau vi se va spune ceva. Nu, pur și simplu știți, karma o facem, karma este la gât. Deci, gândiți-vă foarte bine că în momentul în care deschidem gura și orice am spune, de acolo începe. Deci, încercați să vă puneți o emblemă că nu vorbiți, deci invizibil, și că vă abțineți. Abțineți-vă. Știu, e un pic cam greu pentru leu, dar este binevenit să vă abțineți, pentru că asta înseamnă că veți aduce vouă înși vă reușită. Și în locul vostru, cred că aș lua câteva zile libere. Ce vrea să-mi spună treiul acesta de spade care a încercat să iasă? 10 de monede, regele de bute, luna. Deci aveți grijă, mare grijă la o persoană și mai ales dacă este cineva din familia voastră care pur și simplu cred că încearcă să vă ascundă ceva în privința unei moșteniri. Și încă ceva, este o reuniune care voi nu vă simțiți bine. Decât să nu vă simțiți bine, mai bine evitați. Pentru că nu este neapărat nevoie să fiți acolo. Iar pentru unii dintre voi, poate aveți o datorie față de cineva și vreți, nu vreți, va trebui să fiți acolo pentru prezenți. Eu zic că cel mai bine este să dați acel 6 de monede și să fiți liniștiți în vacanța voastră. Adică nu e cazul să vă schimbați voi zilele voastre pentru că aveți aici cu totul altceva. Deci oamenii aici sunt puși pur și simplu să
Vă cheme pentru că au nevoie de acest dar de 6 de monede uneori. Nu pentru că sunt vechi prieteni. Vechii prieteni nu au nevoie de așa ceva. Și în plus, treiul acesta de spade, 10 de monede și perechea aceasta de regina și regele. Posibil să reapară un ex în viața voastră, care acum pur și simplu își dă seama că v-a pierdut sau genul acesta de energie, pentru că am și luna. Dar nu credeți în prea multe filozofii aici, pentru că nu este cazul. Și față în față cu persoana respectivă este ca și cum ai spune prieten din copilărie, dar de fapt nu este niciun tip de prieten de copilărie. Haideți să vedem ce avem în dragoste, chimia și magnetismul și o atracție deosebită. Ai încredere. Iar aici din nou atracție. Deveniți foarte atractivi și posibil ca relația pe care o veți face să ducă la căsătorie. Haideți să vedem ce avem aici ca sfat. Ce avem ca sfat? Ce avem ca sfat? Doi de iarnă. Este o indecizie și un fel de a... A încerca să vezi situația din alt punct de vedere. Iar pentru mine energia respectivă este un fel de a fi pas cu pas cu societatea sau cu cei din jur. Pentru a fi voi fericiți nu înseamnă că trebuie să fiți la fel cum sunt cei din jur, ci pur și simplu să fiți voi. Pentru că voi ați învățat să vă ascundeți emoțiile, să acționați și să faceți lucrurile așa cum este societatea și nu cum doriți voi. Regele de toamnă. Compasionat, carismatic. Din start vi se spune să fiți asertivi. Deci pur și simplu să vă îndepărtați puțin de tot ce înseamnă probleme din jurul vostru și totul va trebui să meargă așa cum voi doriți și nu cum doresc ceilalți. Și posibil să câștigați și o persoană demnă de încredere care să vă ajute sau poate sunteți într-adevăr într-o asociere cu o persoană anume care aduce profituri mari la locul de muncă, dar și în viața voastră. Pentru că este foarte important să ai o relație frumoasă. Nu este numai sănătatea relației, ci este și sănătatea voastră propriu-zisă. Pentru că în momentul în care nu aveți o relație frumoasă, ambii vă îmbolnăviți. De aceea spune uneori că relația ucide. Niciodată nu se știe. Și asul de vară. Deschideți inima să iubești. Pentru că acum începe o relație nouă, intimă. Aici este renașterea ta. Este trezirea ta și ca abilitate spirituală și psihică. Deci... Este ceva total nou. Posibil ca această carte să, într-adevăr, să fie trezirea ta și este posibil să fie o relație dintr-o viață anterioară. Vă recunoașteți, de aceea aveți chimia. Numai bine, la revedere și ne auzim!